Ne-am trezit la 8 dimineața și a venit omul să ne ia. Are alt tuk-tuk azi. Are alt tuk-tuk? Nu, a schimbat doar astea. Nu, a pus doar o chestie din asta ca să nu ne ardă soarele, ca să fie mare încălzor azi. Am pornit să ne minunăm de acest arhitectur și despre... Începe maratonul templelor. Temple ticket control. Oprim să arătăm tichetul și după ne minunăm de aceste minunății. Să înceapă maratonul. Am uitat ceasul, l-am încărcat. Nu putem să aflăm câți kilometri o să băgăm azi pe jos, da? Dar o să mergem ceva. Ne-a lăsat omul la intrare, acum a plecat să se culce. Pe poze, pe tot felul de chestii pe aici. La intrare în Angkor Wat sunt două biblioteci. Una pe stânga și alta pe dreapta. Sunt patru înăuntru. E foarte mișto că e foarte curat locul. Este interzis să te așezi pe această balustradă. Am văzut mai devreme pe cineva care s-a așezat chiar pe templu, pe structura templului. Nu e nicio panică, o să facă niște ciuperci și după aia o să se chinuie să le scoată. Sunt cam stricți, nu prea ai voie să intri cu... N-ai voie cu drona, n-ai voie cu GoPro, cu camere profesionale, dacă sunt în scop comercial. Dacă îți vede GoPro, comentează ceva. E important de spus că nu este permis accesul în tricou fără mânecă, adică sau mai eu. Sau mai eu, la fel pentru bărbați și femei, iar la femei trebuie să ai ceva care să-ți acopere genunchii. La băieți este ok. Ceva de genul ăsta și la băieți se poate în pantaloni scurți, fără probleme. E bine că nu trebuie să te descalzi așa cum era în Sri Lanka, dar n-aveai cum pe căldura asta. Îți ardeau tălpile, ieșeai direct în spital. Acesta este mijlocul Angkor Wat, punctul din centru. Destul de lux, înainte puteai să faci mega baie în acest loc. Locul unde urca regele. Pe scările din fața noastră. Biblioteca regelui. Cea mai mare arhitectură religioasă din lume este din secolul 12.
templul Angkor Wat, care face parte din complexul Angkor. Acest complex a fost descoperit în secolul 19. Cu toată securitatea, unii oameni și-au scris numele. Să înceapă urcarea. Oboseară zile până urca. Locul pe unde urca regele. În secolul 15, puterea Khmerilor a scăzut, iar capitala a fost mutată către sud. Multe dintre templele și clădirile din Angkor au fost lăsate în ruină pe măsură ce politica s-a schimbat. Și multe dintre ele au fost acoperite de vegetație, iar complexul a fost în mare parte abandonat până la redescoperirea lui în secolul 19. Complexul Angkor a fost construit în scopuri religioase și politice și este foarte interesant că Angkor Wat este înconjurat de apă. Au făcut și un pod plutitor pentru ieșire.